treaba asta. Mulțumim frumos. M-ați făcut să mă simt din nou tânăr. Ați prins în câteva versuri chiar toate problemele. Adică n-a... Da, păi am avut un ajutor foarte bun. A fost sora mea care anul ăsta se pregătește să dea bacul. Și a venit la București pe la noi, pe la studio. Și la un moment dat, în timp ce scriam versurile, o întrebam: Denisa, și ce mai faceți acum? Acum, care mai e? Ce te mai doare? Exact. Și spunea, păi da, uite, cu pregătirea. Majoritatea colegilor mei spar banii pe... Nu se duc la pregătire, se duc în oraș și beau sucuri și cafel. Dacă e greu de verificat. Ok, am spart banii de meditație, nu mă mai primește profa. Exact. Și am avut așa o inspirație de la ea. Piesa e la modă, e momentul vostru categoric. Îmi place rap-ul cum s-a scris. E foarte greu să scrii partea asta de rap, pentru că e scris un pic pe dos. Este versul, da, este un pic pe dos. Da. E complicat. Cred că am prins 3 ani aproape, că pe 24 mai anul ăsta, adică luna viitoare, facem 3 ani, am prins. Deja aveți o procedură. Da. Câte piese puteți, dacă vă cheamă cineva la un concert noaptea târziu, câte piese strângeți? Peste 80. Peste 80 de parodii. 80 de... Păi bă, aproape cât un concert Horia Brânciu, mă. La Sala Palatului. Hai fiecare să-și aducă aminte de anul cu Bacu. Încep eu. O treabă care nu putea fi inclusă într-o melodie, că mi s-a întâmplat doar mie. Eu cu 2 săptămâni înainte de proba română, oral, mi-am dat seama că nu știu toată materia. Nu știam aproape nimic. Și în spatele meu stătea Cătălina Olimpică la limba română pe țară. Și m-am dus la ea și mi-a povestit literalmente ce s-a întâmplat, cum a făcut Lică să mă dău, cum a tănăsescat eu cu pisica, cu toate astea. Eu le-am văzut pe toate prin ochii ei. E, problema e că în a doua zi de poveste, neștiind că suntem acolo la învățat, învățat pe dracu, eu beam cafea și am povestea, zici că eram la psiholog, a intrat soră sa, care era mai mică cu un an, în prosop, în partea de jos, doar în partea de jos, și practic mi-a dat peste cap prima zi de învățat de tot. N-am mai, am rămas cu... Era... Bine, nu e ca pe vremea noastră, să vezi la vârsta aia topless, era mult. Adică nu ca acum. Acum a strănut și... Da, e altfel. Mai cade. Anul de bac. La mine nu e o povestire atât de fericită ca la tine cu prosopul de la jumătate în jos. E în prima zi de bac, m-am bazat foarte mult pe Emi și Emi se baza pe colega din față, că alfabetic așa era, trebuia să fim puși. Da. Și fix în repartiția din sală, eu am rămas în ultima bancă, Emi în prima și tipa după el și eu am rămas... Tu te bazai pe geografia locului. Da, eu mă bazam, practic, că Emi o să ia de la ea din față și o să-mi transmită și mie în spate. Și ce crezi, n-a fost așa? Exact. Mergem mai departe. Eu nu știu ce să zic exact, pentru că singura chestie amuzantă, pot să zic, bine, am învățat, eram tocilar oarecum și făceam și probleme în școală, da, okay, nu te dar știu că la limba română, de exemplu, am învățat toată materia în afară de Eminescu și mi-a picat exact bravo, Eminescu, dar bravo. M-am descurcat până la urmă. Hai și noroc. Hai descurcăreți. Ai o poveste din anul ăla? A fost un an greu? Da, la română, prima probă, m-am dus eu cu 7 tone de fițuici, da. Și a venit președintele de comisie și a spus, și n-are fițuici, îl dau foarte din bac. Toată lumea panicată și pentru voi la baie. Și m-am dus și am pus toată mal, tot mal de rolul, l-am pus pe geam. Da. Și după un sfert de vine președintele, care a fost dobitul cum că l-a pus fițuici acolo, că l-a luat vântul și l-a împășat în toată curtea școlii. Acum toți copiii au fițuici. Noaptea târziu de găsit pe canalul lor de YouTube, au foarte mulți followers, dar 2, 3, 5 n-ar mai strica, în plus o piesă super simpatică. Hai până în bucătărie.